Știu din surse destul de credibile că Nicu Ceaușescu, în momentul când s-a urcat în mașină și a plecat de la Sibiu, venind către București, el venea să-și pună la dispoziție serviciile lui către regimul Iliescu. Și mă gândesc acum cu destulă deprimare, dacă stau să mă gândesc, pentru că Nicu Ceaușescu, privind retrospectiv, nici n-a fost personajul diabolic pe care îl tot acuzau unii și alții de tot felul Da, da, de... da. Bun. Ca și pe Zoia, ca și... Da. Așa. Deci, Nicu stați puțin. Ceaușescu... Mersul lucrurilor, spuneți că l-a îndemnat pe Nicu Ceaușescu să Da. plece la București în ideea în care, băi, e unchiul Ionel. Hai să mergem să vedem care-i treaba. Nu, să-și Și să, pună, la o adică, să să-și punem pune la umărul la construirea dispoziție democrației. serviciile, Da. da.